Este un proiect realizat în beneficiul mamelor și, evident, în beneficiul copiilor. Este un proiect care îl include și pe tată. Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că este un proiect care privește întreaga familie. Proiectul derulat de noi în cadrul maternității Elena Domna reprezintă o alternativă pe care noi încercăm să o oferim familiilor și societății în general. Practic, noi ne-am dorit ca prin amenajarea acestui spațiu, pacientele spitalului Elena Doamna să beneficieze de condiții cât mai bune de cazare. Am dorit să asigurăm un confort pentru mamele care nasc natural la maternitatea Elena Doamna. Rezerva de nașteri naturale Sfânta Emilia este un proiect realizat de bărbați în beneficiul mamelor și copiilor. Desigur, în întreg procesul de reamenajare și dotare am beneficiat de consultanța cadrelor medicale, pe de o parte, iar pe de altă parte de experiența mamelor beneficiare sau colaboratoare ale departamentului Provita. Însă acest proiect am dorit să fie un proiect al bărbaților pentru a fi un exemplu și un îndemn că bărbații sunt și trebuie să fie tot timpul pro-viață. Și dacă ar fi să sintetizez într-un singur cuvânt, ar fi bucurie. Bucurie că se poate colabora între două instituții de bază ale statului român, sistemul de sănătate și biserica ca instituție, ca entitate, în a aduce beneficii directe și indirecte cetățenilor acestei țări, respectiv mamelor.